Și în cadrul PSD Vâlcea au început pregătirile pentru Parlament. Lista înscrierilor a fost deschisă până joi, 15 octombrie, timp în care membrii partidului au putut depune dosarele. Ieri s-a stabilit și ordinea locurilor pe listă, iar acest lucru s-a realizat prin votul secret din cadrul Comitetului Executiv Județean al PSD. Pentru Camera Deputaților, ordinea candidaților este următoarea: Popa Ștefan Ovidiu, Oteșanu Daniela, Eugen Neață, Nicolae Concioiu, Vasile Cocoș, Matei Gigi Ion, Adina Florentina Dobrete și Adrian Mihăilă, iar pentru Senat, Matei Constantin Bogdan și Mihăilescu Gheorghe. Pentru candidații cu un număr egal de voturi, ordinea va fi stabilită de către conducerea națională a partidului. Este vorba de Oteșanu Daniela și Eugen Neață pentru locurile 2 și 3 și Vasile Cocoș și Matei Gigi Ion pentru locurile 5 și 6. Nicolae Concioiu, vicepreședintele formațiunii județene, proaspăt ales ca primar al comunei Gușoieni, pentru al patrulea mandat, dorește să schimbe direcția și să meargă de la primărie la Parlament. Am constatat că numărul de simpatizanți în interiorul Comitetului Executiv Județean a crescut și lucrul acesta nu face decât să mă bucure și să continui să activez în organizația județeană. După multiplele proiecte desfășurate în comună, acesta vrea să treacă la nivelul următor și să plece la București, fiind convins de faptul că acțiunile primăriei vor continua în direcția dată de el. Cu siguranță lucrurile aici la Gușoienii merg așa cum le-am pornit, pe drumul cel bun. Obiectivele sunt în derulare, în desfășurare și cred că și localitatea, dacă se va întâmpla lucrul acesta, va avea și din punctul acela unde voi fi situat un sprijin, să zicem, mai mare.